Capitolul 16. David uns împărat. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umpleți cornul cu unt de lemn și du-te. Te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Să poftești pe Isai la jertfă. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, Ce vestește venirea ta? Ceva bun?" El a răspuns, Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, Negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, Aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu părbălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, Scoală-te și ungel, căci el este. Samuel a luat cornul cu unt de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la rama. David cântă din arfă lui Saul. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis: Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa. Și, când Duhul rău, trimis de Dumnezeu, va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi: Găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic. Vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: Trimitem pe fiul tău David, care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied, și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui i-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, Te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el.